care poliția intră peste frații Tate, știți foarte bine, acuzați de trafic de minore. Unul dintre ei este în arest la domiciliu, celălalt este cu control judiciar. Erau în direct pe rețele de socializare, jigneau autoritățile, procurorii. Haideți să vedem acest moment. All the decaught accounts and all their bots and all their decaught agents, they're all liars. Everybody knows they're liars. And truth is the ultimate disinfectant and lies cannot last forever. Police are here. No, police are here. There's police pulling up at my house right now. There literally is police here. Can we go live on a phone? Is that possible? No, but they are here. I can't confirm. Okay, right. Well, you film. Shut this down. Police are here. Fuck do they want? Police are here. Police are here. What are the police doing here? Acestea sunt imaginile și imediat o să vedeți interceptări cu milionarii Tate în referatul procurorilor de ICOT. Cum erau ademenite victimele? Se scrie acolo că de pe urma unei singure minore de 17 ani, cei doi au făcut o sumă de 1,5 milioane de dolari. O să vedeți ce sume încasau uriașe din aceste activități de video chat și cum se împrășteau banii. Foarte interesantă schema celor doi frați Tate, așa cum spun procurorii în referatul făcut. Însă vreau să mergem mai